Această emisiune este realizată cu sprijinul fundației Maurer for You. O viață fără excelență și fără sens este irosită. Cu toate că definiția succesului este subiectivă, totuși este cât se poate de faptul că reușitele de durată se realizează după legi imoabile. Gândirea de învingător, perseverența și deciziile corecte, acompaniate de imperativele succesului, sunt treptele care te vor ajuta să urci oricât de sus dorești în viață. Îți doresc mult succes! Vă salut cu drag și în această seară și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Fiecare dintre noi am avut momente de ezitare în viață, momente în care am așteptat ca alții să ia inițiativa, momente în care am fi vrut ca să ia cineva sarcina aceasta prin care se sparge gheața și preia acea provocare, iar noi să continuăm mai departe drumul. Fiecare dintre noi am avut astfel de momente. Și pe de o parte este normal. Pe de o parte este normal ca să înveți de la alții. Este normal să aștepți ca un om mai puternic, mai bun decât tine în ceea ce faci, să meargă înainte. Însă, dacă lucrul acesta este generalizat, tiparul acesta de comportament este generalizat, atunci nu mai putem vorbi de o creștere, de o dezvoltare a noastră. În seara aceasta aș vrea să te provoc să nu mai aștepți după alții. Chiar titlul prezentării este nu mai aștepta după alții. Haideți să vedem cum putem realiza lucrul acesta, cum putem să luăm provocările vieții și să mergem înainte fără să ne mai uităm în stânga, în dreapta, în sus, în jos și să vedem de unde cade ceva, de unde vine ceva ca să ne scutească de această povară a pășirii în gol spre ceva necunoscut. Este cel mai emoționant moment, este cel mai greu lucru, momentul în care trebuie să faci primul pas. Așa spunea și un gânditor oriental, orice călătorie începe cu un pas. Nu poți să începi cu mai mulți, da? Prima dată pășești în față. E acea emoție, nu știi ce te așteaptă, nu știi care sunt provocările, nu știi care sunt pericolele. Cu toate acestea, dacă faci primul pas, Urmează al doilea și așa mai departe, unul după celălalt, până când mersul ți se pare ceva normal. Nu mai aștepta după alții. Sunt multe personaje biblice care ne inspiră. Sunt mulți oameni ai lui Dumnezeu care pot fi luați nu doar ca exemple de pioșenie. E bine să iei ca exemple de pioșenie, ca modele de viață în domeniul spiritual, însă știți că Biblia ne oferă și modele de viață a unor oameni care au avut un impact major în istoria poporului Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre eroi care N-au stat toată ziua să se roage, să mediteze, să viseze, să se izoleze într-o chilie undeva și să aștepte ca Dumnezeu să lucreze. Biblia ne prezintă oameni de acțiune, oameni care au schimbat societatea din jurul lor, oameni care i-au făcut pe cei din vremea lor să viseze la imposibil. Un astfel de erou pe care îl admir foarte mult, este Iosua, omul lui Dumnezeu. Acum, dacă e să punem puțin în tablou portretul acesta al lui Iosua, gândiți-vă că tocmai murise Moise, marele om al lui Dumnezeu. Omul care l-a văzut față în față pe Dumnezeu și a vorbit cu el. Omul care a făcut minunile acelea despre care povestim cu emoție și despre care citim cu atâta admirație să treci Marea Roșie, să despici Marea în cu puterea lui Dumnezeu, să dai în fiecare zi mană poporului, să îi ajut să creadă într-un mediu al necredinței, a fost extraordinar. Dar acum Moise murise. Atunci când un om mare trece la odihnă, tendința este de a-l venera și de a te opri să mergi mai departe în dezvoltarea ta. Da, respectul trebuie dat, admirația trebuie oferită. Lucrurile bune trebuie luate din viața acelui om, dar lucrurile nu mor odată cu omul. Rămâne inspirația lui, rămâne exemplul lui. Și dacă vrei să însemni ceva în viață, trebuie să călătorești mai departe, să găsești noi lucruri de explorat. În Cartea lui Iosua, la capitolul 1. Începând la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, trece Ordanul acesta, tu și poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Și fiți atenți! Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Provocarea lui Dumnezeu. Moise nu a dus poporul în Canaan, a fost hotărârea lui Dumnezeu, cunoaștem contextul în care Dumnezeu a luat această hotărâre și a zis Moise, îmi pare rău, altcineva va duce poporul în Canaan. ție -ți voi arăta țara, s-o vezi de departe, dar nu vei intra în ea. Destul de Frustrant și dureros pentru Moise, care a plâns, care s-a sacrificat pentru poporul acela îndărădnic. Dar Dumnezeu i-a spus, uite, până aici, nu vei intra în Canaan. Și Moise acceptă planul lui Dumnezeu, trece la odihnă, după care Dumnezeu îl răpește la cer și îl întâlnim, după aceea, mult mai târziu în raportul scripturii, pe muntele schimbării la față, alături de robul lui Dumnezeu, Ilie. Aș vrea să înțelegem cum poți să depășești acest tipar de a te ascunde după alții. În primul rând, e nevoie să reconsider perspectivele. Care sunt perspectivele lui Dumnezeu pentru tine și care sunt perspectivele tale? Până când să moară Moise, Iosua a stat tot timpul în umbră. Moise era în față, omul care vorbește cu Dumnezeu, omul care primește inspirație, omul care stă în fruntea poporului, omul plin de curaj, omul credincios, omul care nu, îți poți, fără de care nu-ți poți imagina existența poporului. Dar Moise, a murit. Care erau perspectivele lui Josua, Înainte să moară moise, slujitor, dar nu un slujitor umil, din ăsta depersonalizat și un preș lipsit de personalitate. Nu. Ci un om plin de demnitate, plin de curaj, care învață. Care învață de la omul lui Dumnezeu. Bineînțeles, avea și de la cine. Însă, dacă vrei cu adevărat să ieși din capcana aceasta și de sub carapacea, pe care ți-a oferit-o, adăpostirea după alții, e nevoie să-ți verifici perspectivele. Care sunt perspectivele tale cu privire la viitor? Ce vrei să faci cu adevărat? Ce vrei să realizezi? Dumnezeu are planuri mărețe, și de multe ori tu vii și le limitezi și spui, asta mi se pare prea mult, A, asta este exagerat, asta nu cred că aș putea să o fac. Din ce nu vreau să mă avânt, mi-e frică, nu am credință să facă alții. Care este limita între încumetare, între realism? Unde găsim echilibrul? Și aici aș vrea să înțelegem că există o diferență între a crește într-o zonă unde poți să te dezvolți foarte mult și acea zonă în care ești pierdut de realitate, rupt de realitate. Ce lucruri nu poți schimba? Da? Nu poți să schimbi familia în care te-ai născut, nu poți să schimbi vârsta, nu poți să schimbi anumite lucruri pe care le puteai face în trecut, dar nu le-ai făcut timpul, nu-l mai poți recupera. Sunt lucruri pe care nu le mai pot schimba. Trăsăturile feței, încerci să le mai îmbunătățești. Acum uh, chirurgia și medicina au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare, dar sunt lucruri pe care nu le mai pot schimba. Și a te lupta cu ele este absolut inutil. Degeaba vreau eu să devin campion la tenis. E cam târziu. Am pierdut niște ani în direcția aceea. Poate că n-am nici talent. Însă, există o zonă a darurilor fizice, spirituale, intelectuale pe care ți le-a dat Dumnezeu, unde nu ai limite, unde poți să crești foarte, foarte mult. Limita este foarte subiectivă. Și de aceea, Dumnezeu le pune în față o provocare. Vreți? să nu vă mai ascundeți. Vreți să faceți lucruri mărețe. Uite, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Nu trasează nicio graniță Dumnezeu. Toată țara este a voastră. Cât veți fi disponibil să cuceriți, atâta vă dau. Ar fi putut să spună Dumnezeu de aici până aici, de aici până aici și cam atât. Dar Dumnezeu spune în versetul 3, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Și le dă niște limite, dar în limitele acestea ei puteau să cucerească mai mult sau mai puțin. Și ghiciți ce au ales. În vremea lui Iosua și a bătrânilor contemporani cu el, au ales mult pentru că avea cine să meargă în față, iar după aceea au început să devină comozi, leneși, să spună, noi, noi păstrăm granițele, noi păstrăm status quo, noi păstrăm limitele, nu ne mai trebuie mai mult. Și Dumnezeu a zis, da, nicio problemă. De acum înainte, o să vedeți care sunt efectele faptului că ați ales să nu mai cuceriți țara. Cum să nu te mai ascunzi? În spatele altora. În primul rând, trebuie să schimbi perspectiva, așa cum am spus. În al doilea rând, trebuie să ai curaj ca să fii în frunte. Și când spun să fii în frunte, mă refer la a lua inițiativa. Fie că e vorba de viața ta, fie că e vorba de viața altora. Orice mic progres este un act de curaj. Să muți un picior în față. E dovadă de curaj. Trebuie să ieși din comoditatea ta, din confortul tău. Și prea puțin dintre noi suntem dispuși să pășim așa în față, să avem curaj, să schimbăm ceva. Ne tot plângem că lucrurile nu se schimbă, că sunt în aceeași manieră, că nu mai vedem rezultate, că nu mai vedem schimbare, dar noi continuăm să facem aceleași lucruri în același fel. Nu schimbăm nimic. Și așteptăm rezultatele să fie diferite. Nu avem acel curaj pe care l-a avut Iosua. După moartea lui Moise, Dumnezeu i-a vorbit și a spus, uite, Moise a murit, acum du-te înainte pentru că țara este a voastră. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor, că le-o voi da. Poate că Dumnezeu nu ți-a cerut să iei în stăpânire o țară, dar în mediul în care ești, în comunitatea în care te afli, poți face lucrurile mai bune, mai frumoase. Te-ai gândit la lucrul acesta? Te-ai gândit ce ai putea face tu ca lumea din jur să fie mai bună? Domnul Hristos spunea că voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Ați constatat ceva la proprietățile sării, nu e nevoie să pui un pumn de sare în ciorbă ca să dea gust. E suficient să fie într-o cantitate destul de limitată ca să dea gust mâncării. Tot așa și tu, prin atitudinea ta, prin credința ta, prin luptele tale, prin exemplul tău, poți să schimbi lumea în jurul tău, poate nu o țară întreagă, dar Poate fi o clasă, poate fi anturajul, vecinii, pot fi câțiva oameni pe care îi influențezi și, în felul acesta, să fii un om care schimbă lumea din jurul lui. Ai nevoie de curaj să faci lucrul acesta, dar îmi place foarte mult că Iosua nu stă într-o reverie interminabilă. Era omul de acțiune. Am primit mesajul de la Dumnezeu, am primit misiunea, am trecut la acțiune. Și toți oamenii care au schimbat ceva în lume și în lucrarea lui Dumnezeu au avut acești doi timpi. Primesc viziunea de la Dumnezeu și am trecut la implementare. Nu doar stau să visez, să mă gândesc, să mă rog de nu știu câte ori, să mai întreb iarăși pe Dumnezeu, iar să mă rog și iar să stau ani de zile să bătucesc locul de să nu mai crească iarba acolo. Nu! Oamenii lui Dumnezeu au avut acești doi timpi. Au primit viziunea și au trecut la acțiune. Orice lege a progresului merge în acești doi timpi. Ai învățat, ai prins la cap care este viziunea, care este idealul, care este visul și ai trecut la acțiune. Bineînțeles că vei greși, bineînțeles că vei avea impedimente, vei avea probleme, dar ai pornit. Și pentru asta ai nevoie de curaj. Și Iosua primește încurajare din partea lui Dumnezeu. Întărește-te și îmbărbătează-te, că și tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le -o voi da. Întărește-te întărește numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să-i zbutești în tot ce vei face. Oamenii de calitate, oamenii care au avut realizări, au avut o disciplină de fier. Și o să vorbim în continuare despre cei oameni care au o disciplină a învingătorilor. Dacă vă uitați în cartea lui Iosua, dacă vă uitați la profeții lui Dumnezeu, nu o să găsiți niște oameni pierde vară, de școlo, care călătoresc aiuriți, fără să știe de ei, fără să știe concret care este misiunea lor. Am mai întâlnit eu, iertați-mi expresia, niște telelei în lucrarea lui Dumnezeu, care nu știau de unde vin și încotro se îndreaptă, și care trăiau pe banii fraților, spunându-le niște povești și niște basme și niște uh, niște proiecte bombastice care prindeau, să știți. Și oamenii ăștia au, fac lucrarea lui Dumnezeu. Și am întâlnit situații în care astfel de oameni pierde vară și niște profitori de altfel, care și-au făcut casă în trei ani de zile. Spunând povești fraților și ajutându-i să contribuie la lucrarea lui Dumnezeu. Po, proiecte fraților, de mii, de lei, cărți, am împărțit nu știu unde. Și veneau, veneau bănuții, veneau bănuții. Și nu mă uit și văd. Bă, da, stai un pic. A răsărit căsuța. Nu, să nu credeți că sunt invidios sau, sau frustrat. Nu am nicio problemă cu asta. Poate să aibă 10, nu una. Dar vorbesc de integritate aici și de disciplină. Oamenii aceștia erau niște, niște itineranți care profitau de buna credință și care trăgeau foloase maxime. Ei, oamenii lui Dumnezeu nu arată în felul acesta. Oamenii lui Dumnezeu care au realizat ceva știau clar în fiecare moment care este misiunea lor, care este lucrarea lor și ce au de suferit și de îndurat. La Iosua, dacă vă uitați și citiți cartea care îi poartă numele, o să vedeți că apare ca un refren: Dis de dimineață! Iosua! se trezea și slujea lui Dumnezeu, se ruga. Primea planul din partea lui Dumnezeu și când se trezeau somnoroși și gură cască, asta e să vedem, oare ce trebuie să facem azi, băieți? Uite asta, 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 hai, la acțiune. Până să se dezmeticească, el deja avea totul clar în minte. Somnoroșii nu vor face niciodată lucruri extraordinare în viață. Oamenii care lasă ca dezvoltarea lor și creșterea lor să fie la voia întâmplării nu vor realiza nimic trainic. Disciplina lui Iosua este una de fier. Și vă dau un, un exemplu. Capitolul 3, versetul 1 când a trebuit să treacă Iordanul, după ce au venit iscoadele de la Erihon, și Iosua sculându-se, diz de dimineață, a pornit din sitim cu toți copiii lui Israel. Diz de dimineață. Și se repetă refrenul acesta. Diz de dimineață Iosua le-a zis, pornim acolo și... Chiar dușmanii au fost luați prin surprindere, pentru că se gândeau, care nebun mărșăluiește toată noaptea? Păi stai să te odihnești, te trezești dimineață frumos, să-ți faci siesta, îți faci înviorarea și după aia pornești la luptă. Iosua, deja când se trezeau, ăștia era asupra lor. Dacă vrei să ieși din anonimat și dacă vrei să nu te mai ascunzi în spatele altora, ai nevoie de disciplină și de autodisciplină. Nu acea disciplină care vine neapărat din exterior. E bună și asta dacă este făcută de un om care are. Vocație care a reușit în domeniul respectiv să-ți spună, să-ți traseze niște direcții, dar foarte importantă este autodisciplina. Tu să fii propriul tău șef, tu să fii cel care trage de tine, tu să fii cel care vrea mai mult de la viață, de la tine și de la ceilalți. Dacă nu există această disciplină, Întotdeauna te vei ascunde în spatele altora. Îi vei cita pe alții, vei purta uh, autoritatea altora, vei primi ordine de la alții și vei sta tot timpul un timid, un timorat, un depersonalizat care nu realizează nimic măreț în viață. Însă, dacă vei avea disciplina necesară, vei putea să pășești mereu pe tărâmuri necunoscute, să trăiești această aventură a vieții, să fii totdeauna înflăcărat și animat și emoționat de această fascinație a noutății și a creșterii. Iosua stătea în față cu țara Cananului, o țară în care ar fi putut să intre în urmă cu 40 de ani, dar pentru că niște oameni blazați, niște oameni care nu aveau credință, niște oameni care se ascundeau în spatele trecutului, n-au avut curaj și credință să pună mâna pe țară, Dumnezeu a zis, nu vreți să puneți mâna pe țară, nicio problemă. 40 de ani vă învârtiți în jurul muntelui până vă veți sătura, până veți cădea pe rând în pustie și până când se va naște o altă generație. Este frustrant să fii un vizionar și să trăiești într-o generație de oameni mediocri, care nu-și doresc nimic măreț de la viață. E chinuitor să știi că s-ar putea face lucruri extraordinare, să vrei, să lupți și să n cu cine. Și au trecut 40 de ani. Este copleșitor pentru un lider sau pentru un păstor, pentru un preot, pentru un pastor, să Vrea să facă anumite lucruri și să fie tras în jos de cei care îi sunt dați în păstorire. Și sunt, într-adevăr, biserici care mor pentru că sunt atât de conservatoare, ca să nu spun altfel, da, încât mor cu conservatorismul în brațe. Nu vor să schimbe absolut nimic. Și, în felul acesta, Liderul se macină, și dacă nu este mutat din districtul respectiv sau din biserica respectivă, poate să asiste la moartea lentă, dar sigură a congregației sale. Dacă are posibilitatea să aducă sânge proaspăt din afară, dacă are posibilitatea și pârghii să, să creeze un contracurent prin care să ei lasă la o parte pe cei care sunt rău motivați și nemotivați și să construiască ceva, este fericit. Dar Iosua și Caleb și Moise au avut doar poporul acela. În pustie care cărcotea de dimineață până seara. N-avem apă, n-avem pâine, n-avem, n-avem, n-avem prepelițe, n-avem carne, n-avem praj, n-avem musturoi, n-avem nimic, n-avem. Mai bine rămâneam în Egipt. Ce să faci cu oamenii ăștia? Doar să lupți, să-ți menții vie flacărea credinței, viziunea și să aștepți ca generația aceea să crape. Acum, Poate că mă veți acuza unii, dar așa s-a întâmplat. Dumnezeu a spus, toți peste 20 de ani o să muriți în pustie și după ce generațiile acestea vor muri, va veni o altă generație pe care o voi duce în Canaan. Și așa s-a întâmplat. Iosua, după ce a trimis iscoadele, a înțeles că Dumnezeu pregătise deja terenul, a înțeles că oamenii din Ierihon Eri, din așteptau de mult să se întâmple lucrurile acelea, că le era teamă de moarte de Dumnezeul lui Israel, în timp ce Israel stătea și clănțănea din dinți și tremura cu făgăduințele lui Dumnezeu în brațe. Și când Iosua a auzit mărturia iscoadelor, a înțeles că nu trebuie să se mai ascundă, că trebuie să meargă, să treacă Iordanul. Și la această trecere a Iordanului, îmi place modelul pe care îl implementează. Astăzi, leadershipul este mai degrabă culegător de lauri și de privilegii decât îndurător de sacrificii. Luăm decorațiile, luăm titlurile, luăm banii, luăm funcția, luăm puterea. Da, e frumos să fii în frunte. Însă, e mai greu să-ți asumi luptele și provocările. Iosua nu era un astfel de lider făcut de alții, umflat cu pompa și polișat și decorat pe nemerit. Ci era un om călit în luptă. Un om disciplinat, un om al credinței, un om care aștepta de 40 de ani ca Dumnezeu să-i spună, Iosua, acum treci în țara Canaanului. Întotdeauna era primul care dădea tonul la luptă. Era cel mai curajos, era primul care dădea startul la cele mai grele bătălii. Și știți ce am constatat? că Iosua a fost primul la luptă și ultimul care și-a luat partea. Mai greu întâlnim astfel de oameni astăzi. Mai greu întâlnim modelul acesta de leadership în care omul dorește să-și asume lupta, să meargă înainte, să se inspire pe alții și să aibă acea modestie să-și ia partea ultimul. Dar acesta este modelul cristic pe care l-am primit de la Domnul Hristos. Vă aduceți aminte în camera de sus, ucenicii se certau care, cum să, să, pună mâna pe împărăție, care să stea la stânga, care să stea la dreapta. Și era noaptea dinaintea arestării lui Isus. Și ucenicii atât au priceput. Că după cină, după ce Hristos le-a spălat picioarele, după ce Hristos le-a dat un exemplu de umilință, după ce Hristos le-a arătat exemplu suprem de slujire, ei trebuie să se certe pe funcții în continuare. Doamne, lasă-ne cu astea. Bun, am înțeles. Tu ești șeful, ești Domnul Dumnezeul nostru, ne a arătat un model, dar noi rămânem la ale noastre, Doamne, că noi le știm pe astea. Să dăm din coate. Iosua însă păstrează modelul acesta divin. Chiar spune cartea care îi poartă numele că în momentul în care s-a împărțit țara, Iosua, capitolul 19, cu versetele 49 și 50, după ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Josua fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el, timnat serah în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou și a așezat locuința acolo. După ce toți și-au luat partea, în loc să-și fi luat partea leului, primul, bă, băieți, Hai să fim serioși, uitați, vedeți decorațiile astea? Vedeți cicatricile astea de pe mâini? Vedeți că atâta vreme v-am slujit și am luptat pentru voi și am avut strategii în minte și n-am dormit dimineața? Merici și o pensie specială, nu? Hm. Cel din urmă și-a luat partea. Unde este modelul acesta astăzi? Trebuie să ne mai gândim și să ne reactualizăm modelul leadership-ului. Oamenii care se ascund în umbra celorlalți preferă să aibă o vizibilitate ori ștearsă, ori falsă mă ascund în spatele cuiva, e sigur, e bine, nu îmi trebuie, n-am aspirații, nu mă interesează nimic. Sau mă ascund în spatele cuiva ca să crești și eu mare la umbra lui. Și atâta vreme cât există acel cineva, omul se crede important, spuneam eu într-o ocazie, dacă cineva te face să fii cineva cu ghilimelele de rigoare, ajungi să crezi că ești cineva cu majuscule. Da, e un joc de cuvinte. Dacă cineva important, pe bune, te face să crezi că ești cineva cu ghilimele, ajungi și tu să crezi că ești cineva mare. Dar s-ar putea să te înșeli. Pentru că atunci când acel cineva dispare din viața ta, toată iluzia și toată acea imagine falsă este spulberată. Sau dacă ești pus într-un context în care imaginea afișată cu cea reală nu corespund să intri în domeniul ridicolului. Și câte exemple de felul acesta nu întâlnim. La luptă înainte, Iosua, la privilegii ultimul. După ce a trecut Iordanul, după ce i-a învățat pe preoți cum să ducă poporul în Canaan, a să treacă poporul, ok, voi primi și poporul după voi nu invers. Haideți, mergeți la luptă, luptați pentru țară, pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi, vă binecuvântăm și ne rugăm și trimitem la nori de tămâie după voi să mergeți înainte, Dumnezeu să vă binecuvânteze, muriți cu drag. Noi stăm în spate, în jilțuri. Nu, nu merge. Dacă vreți ca poporul să vă urmeze, pășiți în față. Și când și-au muiat talpa picioarelor în Iordan, în momentul acela Iordanul s-a despicat. Nu este nimic mai măreț și mai frumos și mai, mai nobil decât să urmezi pe cineva care într-adevăr știe ce face și și-a câștigat dreptul acesta de a fi respectat prin muncă, sacrificiu și luptă. În momentul acela, ești dispus cu drag să faci orice fel de sacrificii. Dar când niște oameni falși, parveniți, care nu dau dovadă de competență în ceea ce îți cer să-i urmezi, te mână de la spate și spun, hai, hai, du-te, du-te, fă asta, fă cealaltă, n-au nicio autoritate. Dacă au puterea explicită devin niște dictatori, niște nebuni, niște psihopați care dau cu biciul și singurul moment, și motiv pentru care oamenii urmează sau îi ascultă este că au biciul în mână. Însă Iosua era omul lui Dumnezeu, era un om călit în lupte, un exemplu de disciplină, de ordine, de caracter. Chiar dacă a învățat de la Moise, el n-a rămas omul care stă tot timpul și nu face nimic. El învăța, 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 învăța. Și a venit momentul ca să iasă în față, să ducă poporul în Canaan. N-a rămas o viață doar în umbra altuia. Spunea cineva că sunt unii oameni care trec prin viață fără să supere pe nimeni, nici chiar pe diavolul. Atât de cuminți, atât de docili, atât de șterși, încât oriunde ei pune, tot aia e. Mai înfrumusețăm puțin viața lor pe la necrolog, acolo, când după ce au murit și începem să spunem că au făcut, că au drept, dar viața lor nu spune mai nimic. Însă, dacă vrei să ieși din umbra altora, trebuie să-ți asumi aceste responsabilități, să schimbi perspectiva, să dorești să crești, să ai curaj, să ai disciplină și să fii dispus să lași premiul la urmă. Exemplul acesta ni l-a dat Isus Hristos. Deși merita totul, spune Pavel, nu credea ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, deși merita, era Dumnezeu. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce? Pentru ca noi să primim darul mântuirii. Nu o să-L vedeți niciodată pe Hristos luptându-se pentru drepturile sale și să facă așa un caz de... Nu, misiunea întotdeauna era prioritară știa cine este, nu era un depersonalizat și un, un, dezorientat social sau nu. Însă, pentru bănuți, pentru funcții, pentru scăunele, niciodată n-a avut o aplecare. De aceea diavolul n-a găsit lipici la el, pentru că nu avea stimulii pe care îi avem noi. Și deși a fost umil, Iisus îi atrăgea pe oameni la sine. Este acea umilință a lui Dumnezeu, plină de dragoste, care îi duce pe oameni la nobilare. Au trecut Iordanul și după trecerea Iordanului s-au poticnit la Ierihon, la Ai, mai bine zis la Ai, după ce au cucerit Ierihonul, o cetate mică, s-au gândit unii din popor, mă, război ca război, dar știi, avem familie, renumerație după buget mică, hai să facem și noi niște rotunjiri de buget din avutul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a descoperit lucrul acesta, oferindu-le cadou o înfrângere, și Iosua a început să se frământe. Doamne, dar cum ne-ai adus aici ca să cucerim Canaanul și după a doua, la a doua cetate ne împiedicăm? Păi ce o să zică ceilalți? O să ne pustească peste noi ca niște albine și o să ne, o să ne spulbere. Însă Dumnezeu a zis, stai liniștit, ai câțiva acolo care n-au înțeles pentru ce vă dau țara aceasta. Și s-au atins de darurile închinate lui Dumnezeu. Termin cu ei, și după aceea poți să să-ți continui mersul cu ceririlor. Treizeci ceva de împărați. E greu și să-i numeri. dar păi să mai și duci aceste războaie. Și când văd astăzi câți generali există care n-au dus niciun război, decorați cu tot felul de uh, decorații onorifice și mm, scârțe, Iosua, în momentul în care a pășit în Canaan, a înțeles că pentru el și pentru popor nu există imposibil. Atunci când te afli în cadrul creat de Dumnezeu și în sfera darurilor pe care ți le-a dat Dumnezeu, nu mai există imposibil. Imposibilul este o linie foarte subiectivă pe care foarte mulți au spulberat-o. Și o spulberă în continuare se provoacă din ce în ce mai mult ca să găsească noi limite de doborât. Și Iosua, după ce a cucerit și aiul, a început să meargă din victorie în victorie. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că nu se temea. Iosua nu se temea de nicio provocare. Nu se temea de nici o amenințare militară, oricât de mare ar fi fost. La un moment dat, au început să se coalizeze mai mulți împărați împotriva lui Israel. Și să fie foarte mulți cu care de fier, cu tehnică militară, și spune capitolul 10 că Adonice, de împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire și că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui și că locuitorii Gabaonului făcuse pace cu Israel și erau în mijlocul lor. Atunci a fost foarte mare frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât ai. Toți bărbații ei erau Vitej, nu erau niște sfrijiți din ăștia care arătau ca un cartof pai și așteptau să ia vântul. Nu! Erau oameni puternici. Și oamenii aceștia au venit să facă legământ cu Iosua, fără nicio luptă, auzind doar de biruințele pe care Dumnezeu le-a dat acestui mare om al său. Adonice Dec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului și lui Debir, împăratul Eglonului. Observați, patru împărați, cu el cinci, împotriva unui singur. Mare teamă au avut. Cei cinci împărați ai amoriților au pornit împotriva lui Iosua. Și bineînțeles că avea și Iosua informatorii lui care i-au spus Iosua, din cinci, ce facem? Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal, pentru că atacase răgabaonul, pentru că se supuseseră lui Iosua. Nu părăsi pe robii tăi, suiete la noi în grabă, izbăvește-ne, dă -ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Și Iosua ce a început? Să facă, să se roage, să aștepte ca Dumnezeu să-l izbăvească, să-i dea soluții. Nu o să vedeți așa ceva la Iosua. Da, Iosua se ruga, era un om al rugăciunii, dar în același timp era un om al acțiunii. Și spune Biblia că Iosua s-a suit din Gilgal. Gilgalul era locul în care au trecut pe malul Canaanului, malul acela al Iordanului care mergea până în Canaan. Și acolo au ridicat pietrele acelea de aducere aminte, pentru ca poporul să nu uite niciodată izbăvirea pe care i-o dăduse atunci și marea minune pe care a făcut-o despicând apele Iordanului. La Gilgal era acea grămadă de pietre ca să le aducă aminte că Dumnezeu a făcut acea minune pentru ei. Și a pornit din Gilgal, un loc cu semnificație, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteși. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme de ei. Expresia aceasta apare de sute de ori în scriptură: Nu te teme că eu sunt cu tine. Temete de Dumnezeu, doar atât. Nu te teme, apare de sute de ori în scriptură. În diverse declinări. De ce? Tocmai pentru că noi avem tendința să elogiem și să idolatrizăm prea mult omul. Însă, Dumnezeu. Este cel care are soluții întotdeauna. Și spune: Nu te teme. Căci îi dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Marș forțat. Noaptea, noaptea, noaptea. Când toți ceilalți dormeau, stăteau liniștiți și nu aveau nicio problemă. Pentru că se așteptau ca și Iosua să fie la fel de venerabil, la fel de uh, înțepenit în tabieturi ca și ei. Însă a avut parte de o mare surpriză. Iosua nu se ascundea în spatele nimănui. Iosua nu aștepta ajutor de la alții, decât de la Dumnezeu. Și în momentul în care a avut încuvințarea a mers înainte ca o săgeată. În fruntea poporului și spune că s-a aruncat în mijlocul lor. Nu, stai să-i luăm prin văluire, să cătuim țara, ne băgăm prin pădure, aruncăm cu pietroaie în capul lor. Nu, direct în mijlocul lor. Iosua a venit fără veste peste ei după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. E urmărit. Pe drumul care suie de la Bethoron și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda. Și ce s-a întâmplat? Nu le ajungea ziua și Iosua se roagă, Doamne, mărește ziua, fă ca soarele să stea în loc și luna. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Iosua. De ce? Pentru că a fost singurul, primul și ultimul care i-a cerut așa ceva. Pentru cauza lui. Și pentru triumful cauzei lui. Dacă vrei să ieși din anonimat, din spatele altora, spulberă imposibilul. Dar nu fă compromisuri. Rămâi lângă legea lui Dumnezeu. Rămâi integru. Iosua n-a făcut niciun fel de compromisuri. Chiar dacă presiunea era foarte mare, chiar dacă cei din societatea lui, contemporan cu el, au ales compromisul. Și la sfârșit de viață spune, Alegeți dar cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor acestora, sau celor din Egipt. Eu și casa mea însă vom sluji Domnului. Noi ne uităm în stânga, în dreapta, ce fac alții și încercăm să imităm. Dar ce facem cu această atitudine? Nu facem decât să ne ascundem în spatele altora. De ce ai făcut? Păi am avut model. Ai șansa oferită de Dumnezeu să fii tu însuți nu în sensul șui, deșuchiat, descreierat, promovat de societatea contemporană, ci acel sens nobil de a fi tu însuți, temător de Dumnezeu, nefăcând compromisuri, crezând că imposibilul poate fi spulberat. Nu te mai scunde în spatele altora. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.